Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sâmbătă după amiaza la finalul Consiliului Politic Național al PSD că nivelul taxei pe valoarea adăugată pentru alimente și medicamente nu va crește peste valoarea de 9%. La produsele alimentare și medicamente nu va crește TVA-ul mai mult de 9%. Este corect acest lucru și o scumpire în zona de alimente și medicamente ar duce la o scădere a nivelului de trai al românilor, cât și la o creștere a inflației, a adăugat premierul Marcel Ciolacu. De asemenea, premierul a mai adăugat că ordonanța care a vizitat ieftinirea a 14 produse va fi prelungită până la sfârșitul anului. Prim-ministrul a anunțat și alte măsuri legislative care vor fi adoptate în perioada următoare, măsuri care vizează domenii diverse, precum administrația și sistemul de pensii. De asemenea, a vorbit și despre sancțiunile aplicate șoferilor care conduc drogați, dar și despre domeniul jocurilor de noroc, cât despre reorganizarea administrațiilor locale și centrale. Șeful guvernului vrea propuneri de la fiecare minister în parte. Cu alte cuvinte, după ce o să trecem prin asumare, cadrul legal general de reorganizarea administrațiilor locale și centrale, fiecare ministru va veni în ședințele de guvern cu o propunere de ordonanță de reorganizare a ministerelor. Numai așa putem duce o reformă până la capăt și acest lucru se va întâmpla din 1 octombrie, a cerut premierul Marcel Ciolacu, relatează Antena 3.ro.